prieteni. Psihologia te ajută să ajungi la orice concluzie dorești. Depinde numai de cel care o spunea scriitorul rus Dostoevski în celebrul roman Frații Karamazov. Vă invit să dezlușim tainele psihologiei în lecția care urmează. De la ora 15.30 facem pregătire la informatică. Veți discuta despre frecvența valorilor în șir de valori. Succes! Bună ziua! Mă numesc Mara Constantinescu, sunt profesor de discipline sociomane la Colegiul Național de Caragiale București și astăzi, dragi elevi, vom lucra împreună încă o tematică pentru bacalaureat. Conținuturi la care ne vom concentra în această oră sunt definire și caracterizare generală, procesele și formele memoriei, factorii și legile memoriei, diferențe individuale și calități ale acesteia și memorie și uitare în ceea ce înseamnă definirea memoriei este procesul psihicognitiv superior de întipărire, stocare și reactualizarea informațiilor. Caracterizarea generală a memoriei este o capacitate generală a întregii materii, fie ea vie, fie ea nevie. Se observă aici, este absolut necesară pentru că fără memorie viața noastră ar fi continuu nouă, totul ar fi nou și de neînțeles. Ne implicăm în toate procesele de învățare memoria, și din acest motiv, practic, permite adaptarea la solicitările mediului. Este un mecanism constructiv și creativ, și alături de gândire și imaginație, este cea care, practic, ne realizează legătura dintre trecut, prezent și viitor. Are niște trăsături specifice ceva care o particularizează față de celelalte procese cognitive, este activă la modul că nu preia materialul ca atare, ci îl prelucrează permanent, este selectivă fiind dependentă de ceea ce înseamnă subiectivitatea individului, este contextuală sau situațională, depinzând de timp și spațiu și de starea generală a subiectului, relativ fidelă, la modul că nu reținem chiar totul ca o copie fotografică, ci reținem cu aproximație, este mișlocită ajutându-ne mereu de mnemostimul. Mnemostimul fiind practic fie tehnici de a memora mai ușor sublinieri, folosirea culorilor sau obiecte sau gânduri sau cuvinte. Și este inteligibilă pentru că se bazează pe înțelegere. Procesele și formele memoriei. Procesele memoriei se remarcă încă din definiție. Întipărirea se mai numește memorare sau engramare. Păstrarea se mai numește stocare sau conservare, iar reactualizarea se mai numește utilizare sau valorificare a informațiilor. În cadrul acestor procese, apar formele memoriei după diverse criterii, după prezența și absența intenției. După câte vedem, avem memorie voluntară și involuntară. Atunci când intervine voința, când depunem efort mare, când sarcinile de lucru sunt foarte grele, folosim acest tip de memorie, cea voluntară. Involuntară este când reținem fără să ne propunem acest lucru. După prezența și absența uh, gândirii, avem alte două forme de memorare. Memorarea logică, care sigur presupune înțelegere, și uh, fiecare individ, când va memora, va memora autentic cu mare economicitate și productivitate, însemnând că numărul de repetiții este mult mai mic și cea mecanică în care practic învățăm forma cuvintelor, însă nu neapărat le înțelegem și sensul. Însă ea este totuși utilă în multe demersuri de cunoaștere, cum ar fi să reținem numele oamenilor, orașelor, la geografie, numerelor de telefon, denumiri latinești. În cadrul păstrării, aceasta poate să fie după durată, de scurtă durată până la 80 minute sau de lungă durată, chiar toată viața. După forma în care se păstrează informația, aceasta poate să fie exactă, diminuată și amplificată. Reactualizarea poate fi făcută în prezența materialului și, în cazul acesta, discutăm despre recunoaștere, bazată, sigur, pe percepție, foarte mult folosită de voi, copii, în testele grilă, iar atunci când se face în absența materialului, presupune un demers elaborat de gândire și se numește reproducere. Factorii și legile memoriei. Factorii memoriei, practic, sunt trei, și anume particularitățile materialului de memorat. Și aici găsim cei mai mulți dintre factori, și anume volumul materialului, natura acestuia, organizare, omogenitate, poziția într-o serie și familiaritate. Dar mai avem încă doi factori foarte importanți, ambianța în care învățăm și trăsăturile subiectului, cum este el în ziua respectivă. Din acest factor, practic, nouă ne rezultă legile memoriei, legile care nu înseamnă altceva decât. Să înțelegem cum reținem mai ușor, și vom reține mai ușor, materiale cu volum redus, asociate cu o stare afectivă, pozitivă sau negativă, organizate, structurate logic și neomogene, pentru că cele omogene plictisesc de regulă, fragmentele aflate la începutul și la sfârșitul unei serii, nu cele aflate la mijloc, materiale care ne sunt familiare, dacă este în ambianță, ordine, calm, lumină și dacă suntem odihniți, sănătoși și interesați. Ce fel de diferențe individuale și ce calități oferă memoria indivizilor? Memoria se specializează și apar astfel aceste diferențe individuale între oameni. La nivelul proceselor memoriei, aceste diferențe se remarcă prin memorare grea sau ușoară, păstrare de scurtă durată sau de lungă durată, reactualizare rapidă sau cu dificultăți. De asemenea, pot să apară specializări la nivelul organelor de simț. Memorarea vizuală, auditivă sau kinestezică, se numește memorie senzorială. La nivelul conținutului activității psihice, avem memorarea afectivă sau de tip verbalogic, iar după conținutul memoriei, sunt oameni care rețin mai ușor cunoștințe și spunem că ei au predominant memorie declarativă, sunt oameni care rețin proceduri de operare cu aceste cunoștințe, numită memorie procedurală, cei care rețin ușor cuvinte au predominant memorie semantică, iar cei care rețin evenimente au memorare episodică. Calitățile memoriei, de asemenea, creează diferențe individuale în ceea ce înseamnă volumul acesteia, adică cu ce cantitate material putem opera, elasticitatea sau mobilitatea memoriei, cum putem acumula cunoștințe noi pe lângă cele existente, rapiditatea antipăririi, trăinicii păstrării, exactitatea reactualizării, promptitudinea reactualizării. Memoria și uitarea sunt legate, sunt fenomene, sigur, opuse, dar sunt foarte legate și cumva există împreună. Uitarea este un fenomen care constă, de fapt, în manifestarea unor erori de recunoaștere și de reproducere, mergând până la imposibilitatea de a reactualiza materialul memorat. Înseamnă o trecere a informațiilor de la nivelul preconștient la nivelul inconștient. Cauzele care pot să ducă la uitare sunt. Oboseala, stresul, emoțiile foarte puternice, dar și insuficientă sau proastă organizare a învățării, fie o subînvățare, fie o supraînvățare. Formele uitării sunt uitarea totală, numită amnezie, parțială și uitarea de moment, numită lapsus. Hermann Ewinghaus, cel care a studiat foarte mult memoria, considera că um, uitarea este foarte mare, masivă, chiar, imediat după memorare, apoi din ce în ce mai lentă și apoi stagnează. Avem Trei teorii ale uh, uitării și acestea sunt: teoria interferenței, faptul că putem avea uh, o suprapunere a noilor informații asupra celor deja existente sau invers, teoria uitării motivate în care uităm evenimente asociate cu situații neplăcute și ne propunem să le uităm, teoria ștergerii urmelor în care sunt uitate informații care au fost neutilizate foarte multă vreme. Cum combatem uitarea? Păi, în principal, prin eliminarea cauzelor dar și prin repetarea eficientă a materialului, repetiția ți mater studiorum. Însă nu trebuie să depășim numărul de repetiții cu 50% din numărul inițial realizat pentru a produce învățarea. Cum optimizăm memoria? Vedem acolo că sunt trecuți practic Cinci factori, însă cei mai important și modul în care îi legăm se rezumă la doi și anume să ne stabilim un scop al învățării și să creștem pe cât posibil motivația. În rest este activitate, adică prelucrăm activ materialul, stabilim repere, sistematizăm cunoștințele. Continuăm cu un subiect de bacalaureat. Am ales subiectul al doilea de bacalaureat. Acesta cuprinde um, practic două cerințe. Cerința A, care este un item de corespondență, da? în care în coloana din partea stângă sunt trecute, am ales eu forme al memoriei pentru că suntem în temă, iar aici, în partea dreaptă, enunțuri adevărate referitoare la acestea. Ce trebuie să faceți la bacalaurat este să găsiți cifra corespunzătoare pentru conceptul uh, ales. De exemplu, memorarea voluntară se leagă cu... 5. Este realizată conștient pe baza unui scop folosind repetarea. Și așa mai departe vom primi la bacalaureat 3 puncte pentru fiecare răspuns corect. Subiectul al doilea are două cerințe. Se dă un text, și pe baza acestui text trebuie să răspundem la patru cerințe. Imaginația nu este decât fructul memoriei noastre. Primul lucru la care trebuie să răspundem, adică unul, menționați două procese psihice la care face referire în mod explicit textul. Se vede în mod clar că avem de-a face cu imaginația și memoria. Trebuie doar să le menționăm și luăm patru puncte. Apoi, precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele menționate la punctul 1. În barem avem trecute două puncte pentru fiecare caracteristică. Trei puncte din ceea ce am spus eu, de exemplu, la memoria astăzi. Construiți un exemplu prin care să ilustrați una dintre formele imaginației. Una dintre formele imaginației, de exemplu, este visul din timpul somnului. Exemplul pe care îl alegeți trebuie să fie un exemplu concret. În care, să spuneți, elevul X, da, de exemplu, a visat într-o noapte, că și-a luat examen de bacalaureat la psihologie cu nota 10. Este o formă de imaginație pasivă pe care o exemplificați în mod concret. Argumentați în aproximativ 5 rânduri. Deci aceste cinci rânduri trebuie să țineți condele pentru că la barem aveți încandrarea în limită de spațiu, care valorează două puncte din patru, da? utilitatea uitării. Utilitatea uitării, practic, se rezumă la faptul că oferă plasticitatea memoriei, da? lăsând loc informației noi acumulate să-și găsească sensul în adaptarea omului la mediu. Imaginația, care este ultimul proces din cadrul proceselor cognitive superioare, ne propunem la imaginație definire și caracterizare generală, procedeile imaginației și formele imaginației. La definirea imaginației, vedem foarte clar că este un proces psihicognitiv superior de elaborarea unor imagini, proiecte noi, pe baza combinării și transformării datelor experienței. Caracteristici generale, măcar trei trebuie să ținem întotdeauna minte foarte bine pentru că se cer în subiectul de tip 2 de bacalaureat. Apare pe o anumită treaptă a dezvoltării psihice, după ce s-au dezvoltat alte procese și anume reprezentările, inteligență, limbajul, o anume experiență de viață. Este proprie doar omului da? celelalte ființe nu beneficiază de imaginație, interacționează cu toate celelalte mecanisme psihice ca și memoria, vedem noi că lărgește foarte mult cunoașterea umană și realizează unitatea dintre trecut, prezent și viitor. Spunem că este proces predilect al creativității pentru că o să vedem atunci când studiem imaginația creatoare, nu putem avea creativitate fără această imaginație creatoare. În ceea ce înseamnă prezentarea procedelor și formelor imaginației, trebuie să facem o precizare. Nu confundăm aceste procede cu formele. Procedele reprezintă ceea ce reprezintă operațiile gândire pentru gândire, adică în cazul nostru sunt moduri de operare mentală, da? Ele constau în succesiune de compuneri, descompuneri, recompuneri menite să ducă la ceva nou, la ceva care aduce originalitate, noutate, specificitate personală. Formele imaginației, practic, înseamnă clasificarea combinatoricei imaginative. Vedem care sunt principalele procedele a imaginației. Aglutinarea este o nouă organizare a unor părți ușor de identificat și care au aparținut unor ființe sau fenomene, în povești este foarte des utilizată. Așa s-a creat sirena, da? centaurul. Dar vedeți că și în viața de zi cu zi, practic discutăm despre intervenția aglutinării. Creionul cu guma, am dat eu exemplu acolo. Amplificarea se referă la modificarea dimensiunilor unei structuri inițiale, obținuse în noi efecte. Tot în povești, setilă, Lăm tom de gețel, uria și din poveste. Multiplicarea, omisiunea, se referă la modificarea numărului de elemente, păstrându-se totuși identitatea lor. Brâncuș a creat coloana infinitului folosind acest tip de procedeu: masa tăcerii, coloana infinitului, dar și în practică, blocurile de locuințe, divizionarea, aranjarea. Am dat ca exemplu realizarea unor mașini cu motori în față, schimbând astfel poziția. Substituirea constă în: înlocuirea într-o structură existentă a unui element cu altul nou. Cum înlocuim noi acum, de exemplu, facem mobilă din plastic, din sticlă, din piele, din ce vrem, înlocuim lemnul. Sau um, foarte mulți înlocuitori sintetici extrem de utilizați la momentul de față. Modificarea înseamnă modificarea componentelor unor obiecte și păstrarea neschimbată a altora. La o neagră, botanici au făcut lucrul acesta, au păstrat structura și au schimbat culoarea. Schematizarea înseamnă omiterea cu bună știință unor însușiri pentru a servi mai bine activității omului. Avem ca exemplu GPS-urile, hărțile rutiere. Iar analogia pe baza însușirilor comune a două obiecte se pot extrage concluzii referitoare la prezența celorlalte însușiri ale unui obiect care nu poate fi cunoscut în mod direct. Și am făcut o analogie între ochi aparat foto, între pasăre avion, tipizarea empatia, tipizarea foarte des folosită în literatură Caragiale a folosit foarte des acest procedeu și a creat aceste tipuri de personaje pe care nu le uită nimeni. Empatia înseamnă transpunerea în starea altei persoane sau în pielea altui personaj, foarte mult folosită în actorie, dar și în activitatea pedagogică. Formele imaginației au drept criteriu de clasificare absența sau prezența intenției de a imagina. În funcție de aceste criterii, avem imaginație involuntară și imaginație voluntară. Formele involuntare sunt visul din timpul somnului și reveria. Formele voluntare sunt trei: imaginație reproductivă, creatoare și vis de perspectivă. Formele imaginației involuntare sunt forme pasive, ambele sunt forme pasive de imaginație, se vede foarte clar. Da? Bineînțeles că au roluri foarte speciale în viața noastră. Visul din timpul somnului, știm în ce constă o succesiune de imagini derulate scenic, uneori au haotic, au caracter simbolic de cele mai multe ori pentru noi. Sigmund Freud a fost cel care a susținut acest lucru și de asemenea a susținut faptul că visele au legătură cu viața noastră reală, cu gândurile și preocupările noastre. Este un fenomen natural, normal, toți oamenii trebuie să viseze, e necesar pentru că aduce normalitate vieții psihice și apare în perioada somnului numit somn paradoxal, cel care practic alternează cu somnul profund, cel fără de vise. Reveria este visarea cu ochii deschiși. Constă în derularea liberă a unor imagini atunci când subiectul se află în stare de relaxare. De asemenea, este fenomen pozitiv pentru că aduce o formă de confort omul realizându-și în mod fictiv dorințe, eu știu lucruri pe care nu le-a realizat în activitatea practică, se stimulează creativitatea și motivația, însă poate deveni negativ atunci când anulează activitatea reală. Formele voluntare de imaginație sunt toate forme active. Da? Forma activă de imaginație, formă activă, forma activă, toate sunt forme active. Imaginația reproductivă, vedem că constă în construirea mentală a unei imagini pentru realitate existentă sau trecută, da, dar care nu a fost percepută direct niciodată. Cea mai valoroasă formă de imaginație voluntară este imaginația creatoare, ea fiind componenta de bază a creativității, constă în structurarea în plan mental a unui produs nou, inexistent în prezent, dar posibil în viitor. Visul de perspectivă, ultima formă de imaginație voluntară, constă în proiectarea mentală a propriului curs al vieții, în concretizarea prin imagini a idealului de viață pe care și-l propune o persoană. Sigur că stimulează autoeducația, dezvoltarea personalității și opțiunile profesionale. Un subiect care implică imaginația, pentru că despre ea am vorbit anterior, exemplu, aglutinarea, da, constă într-o nouă organizare a unor părți ușor de identificat și care au aparținut unor lucruri ființe fenomene diferite, da. Și așa mai departe, b este un text menționați două procese psihice, asta ne cer să menționăm, două procese psihice la care face referire textul, memoria și imaginație. Precizați trei caracteristici ale uneia dintre procesele menționate la punctul 1. Alegem fie trei caracteristici de la memorie, fie trei de la imaginație, ceea ce înseamnă, dragi mei, că trebuie obligatoriu să știți minim trei caracteristici și de la memorie și de la imaginație. Construiți un exemplu prin care să ilustrăm caracterul selectiv al memoriei. Am văzut foarte clar caracterul selectiv al memoriei însemna de fapt raportarea la subiectivitatea individului, la starea lui, la ceea ce îl pasionează, la interesele sale. De exemplu, un elev a reținut în totalitate formulele de matematică lor de matematică pentru că el este pasionat de matematică. Și nu a auzit nici faptul că era zgomot în clasă, nici faptul că, eu știu, se mai întâmpla altceva afară concentrarea lui la maximă pentru că memoria sa era centrată pe um, acel tip de informație ce răspundea interesului uh, personal. Argumentații în cinci rânduri, utilitatea imaginației creatoare. Am văzut că imaginația creatoare este procesul direct al creativității, că rezultatele sale sunt produse noi, cu originalitate și ingeniozitate. Practic revoluționează lumea. Mai avem o temă și anume limbajul avem definire și caracterizare generale, funcțiile limbajului și formele limbajului. La definire, sigur că luăm în calcul ceea ce înseamnă comunicare, pentru că limbajul nu poate fi scos din acest context. Comunicarea înseamnă transmitere de informații, are componentele bine cunoscute, emițător, receptor, canal de comunicare, mesaj, cod, conexiune inversă și poate avea forme verbală, paraverbală, nonverbale foarte important fiind contactul vizual și spațiul personal. De asemenea, facem diferența între limbă și limbaj. Limba fiind un sistem de semne, de reguli gramaticale, are un caracter social, pentru că este elaborată de societate și este un dat obiectiv. Noi, practic, trebuie să învățăm limba. Este activitatea interumană, limbajul, de comunicare prin intermediul limbii și, de asemenea, ca și limba, are caracter social, însă și caracter individual, pentru că fiecare om însusește într-o manieră personală limba. Vorbirea este aspectul particular al limbii. Funcția limbajului sunt funcția de comunicare, reprezintă transmiterea unui conținut informațional sau emoțional. Deci putem transmite cunoștințe sau emoții. Funcția cognitivă este funcția de cunoaștere prin care facem legătura cu gândirea. Funcția reglatorie este de autoreglare a stărilor psihice, a conduitei proprii și. Forma ei particulară este persoasiunea atunci când inducem stări sau idei altor persoane. Funcția ludică este aceea prin care creăm jocuri de cuvinte, mergând până la consonanțe cu efect artistic. Funcția simbolic reprezentativă, când înlocuim obiecte, fenomene cu simboluri. Funcția expresivă este când ne folosim de emoțiile noastre, de intonație mimică gestică. Funcția catarhică este cea de descărcare prin vorbire, iar cea dialectică este cea de rezolvarea conflictelor Problematice, foarte mult folosită în activitatea de debate. Formele limbajului avem limbajul extern și intern, limbajul extern poate fi oral și scris, formele limbajului extern avem uh, vorbirea și limbajul scris. Sigur că ele sunt foarte importante amândouă, cel mai important totuși fiind limbajul oral, deoarece de la el pornesc toate celelalte. Formele sale sunt dialogul, monologul și cologviu. Ele este dotat cu mijloace de expresivitate lingvistice și extralingvistice. Față de limbajul oral la care ne putem întoarce în timpul discursului, limbajul scris nu permite acest lucru, este mai pretențios decât limbajul oral. Expresivitatea este înlocuită cu semne ortografice și cu alte mijloace de expresivitate, cum ar fi metafore, și este, pune mult mai bine în evidență capacitatea de gândire a omului. Limbajul Intern este practic o rampă de lansare pentru uh, celelalte forme de limbaj. Are caracteristici precum este ascuns, asonor, anticipează și coordonează întotdeauna limbajul oral și scris. Este cea mai evoluată formă a limbajului, creează legătura dintre comunicațional și cognitiv, uh, practic fiind o vorbire cu sine, un mijloc de elaborare a ideilor și judecăților. Este un instrument al gândirii, construcțiile logice, raționamentele și judecățile, realizându-se pe baza cuvintelor. Are o rapiditate foarte mare, ca gândul, da? fiind comprimat, prescurtat, condensat și mereu substituie imagini prin cuvinte. Vă propun un alt exemplu de item de bacalaureat, pe care îl găsiți pe pagina de Facebook a emisiunii Teleșcoala, și cu acest uh, lucru vă rog să-l faceți acasă ca temă, și vă mulțumesc pentru uh, că m-ați ascultat.